Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Suntem pe punctul de a deschide o nouă serată muzicală aici, la Piața Turnului. O serată ce este inclusă în Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, o ediție aniversară, ediția cu numărul 45. Deschidem seara cu un concert simfonic susținut de Orchestra Universității Naționale de Arte, George Enescu Iași, dirijor Bogdan Chiroșcă. Vă reamintesc însă faptul că acest eveniment este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, finanțator Consiliul Județean Neamț, partener principal Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț. Mulțumim frumos partenerilor Teatrul Tineretului Piatra Neamț și Liceul de Artă Victor Brauner Piatra Neamț. Sponsori: Comes, Dynamic 92, Refill, Bibliopolis. Mulțumesc pentru vestimentație, Vero Atelier. Partener media: Radio România Cultural, TVR Iași, TeleM Neamț, Turn TV, 1 TV, TVM, Telemold, Mesagerul, Ziar Ceahlăul News, Monitorul de Neamț și Roman, Evenimentul, Ceahlăul, Ziar PiatraNeamț.ro, News Alert, Vestea.net, știrneamț.ro, Zile și Nopți. Alături de Orchestra Universității Naționale de Arte George Enescu Iași, dirijor Bogdan Chiroșcă, vor evolua în această seară soliști Octavian Cezar Ionescu, Claudia Diana Bulcu și Zaharia Hoșbătă și Petru Pavel. Să-i aplaudăm! Orchestra Universității Naționale de Arte George Enescu Iași, condusă de conferențiar universitar Dr. Bogdan Chiroșcă, este ansamblul reprezentativ al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, continuând vechea tradiție a Orchestrei de Studenți a Conservatorului. Ansamblul are în componență studenți din toți anii de studiu, inclusiv masteranți, și are o activitate constantă pe parcursul anului, susținând concerte simfonice, vocale simfonice, spectacole de operă sau musical, abordând repertorii variate de la muzica clasică până la cea modernă, din creația universală, dar și din cea a compozitorilor români. Orchestra acompaniază cei mai meritoși studenți soliști și promovează creația națională contemporană prin participarea în diverse evenimente de amploare, precum Festivalul Muzicii Românești, Festivalul Internațional al Educației, Vacanțele Muzicale la Piatra Neamț și Festivalul Operelor Independente. Bogdan Chiroșcă a absolvit în 1994 cursurile Liceului de Artă Ștefan Lucian din Botoșani, unde a studiat pianul cu Adrian Moroșanu. În anul 1999 a absolvit cursurile Facultății de Interpretare a Universității de Arte George Enescu din Iași, secția Pian Principal. Are o bogată activitate concertistică și didactică, atât ca maestru corepetitor și dirijor la Opera Națională din Iași, perioada 1999-2011, profesor de orchestră la Liceul de Muzică Octav Băncilă din Iași, iar din 2007 devine asistent la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, la Catedra de Armonie și Compoziție. În 2014 obține titlul de doctor în muzică cu lucrarea Sinfonia de Cameră, Studiu și Creație Proprie și devine totodată membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În aplauzele dumneavoastră deschidem concertul simfonic.
Thank you.
pedra m'ha caigut.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Orchestra Universității Naționale de Artă George Enescu Iași, dirijor Bogdan Chiroșcă. Aplauze încă o dată, doamnelor și domnilor. O să invităm în scenă și soliștii Octavian Cezar Ionescu, Claudia Diana Bucu, Zaharia Hoșbotă, Petru Pavel. Felicitări, să vă rog să mai rămâneți preț de câteva secunde alături de noi, pentru că trebuie să o invit în scenă acum pe Carmen Năstase, directorul festivalului și managerul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, pentru înmânarea trofeului și a diplomei de excelență. Bună seara! Vă mulțumim foarte mult pentru o seară extraordinară. Diploma de excelență... Cer scuze... Orchestrei Universității George Enescu Iași, dirijor Bogdan Chiroșcă. Felicitări!
Și avem o surpriză pentru că cineva din public dorește să transmită un gând. Bună seara! Bună seara! Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să aduc mulțumirile noastre ale tuturor petrenilor, acestor deosebiți oameni care au organizat acest festival internațional, pentru că muzica este capabilă de cele mai mari sinteze. Este lacrima plânsă sau neplânsă, care în momentele cele mai fericite poate să dea totul. Ne-ați oferit un buchet de melodii din fiorul cosmic cu sclipiri diamantine. Ați înălțat un imn de glorie centenarului României, iar vacanțele pe trene este un brand și să rămână un brand. Iar eu vă promit că la 100-a ediție, nu la 46-a, 47-a, la 100-a ediție voi dansa încă o dată un vals. Mulțumesc, Doamne ajută! La mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani vacanțe muzicale. Felicitări, vă mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, vă invit și mâine seară, începând cu orele 19, în sala Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, pentru că marcăm Seara Muzicii de Cameră, alături de Pro Muzica Academica. Începând cu ora 21, aici, în Piața Turnului, seara de operă pop-rock, alături de The One Born From a Tear, adaptare a basmului Făt Frumos din Lacrimă de Mihai Eminescu. Sunt Alida Cosma, vă doresc o seară minunată, la revedere!